Serbia. Este țara în care a fost adoptată pedapsa cu închisoare pe viață pentru violatorii și ucigașii copiilor și femeilor însărcinate, fără posibilitatea eliberării condiționate. În schimb, pentru cazurile de genocid și alte crime împotriva umanității, crimă organizată sau asasinate politice în care pedapsa prevede închisoarea pe viață, există posibilitatea eliberării condiționate. Modificările au fost introduse în codul penal și fac parte din inițiativele unei fundații care au fost susținute de semnăturile a 160.000 de cetățeni. Votul a fost urmărit din galeria Parlamentului de fondatorul fundației Igor Iurici, care a lansat inițiativa aceasta după uciderea brutală a ficei sale minore. Prezența sa a fost salutată de parlamentari cu aplauze, la vot însă nu a participat o parte a parlamentarilor din opoziție, care boicotează activitatea Parlamentului.